blochează și momentul de calitate. În urma duelului de foc, nava inamică a suferit pierderi grele, fiind în incapacitate operațională. Nava proprie a suferit avarii la multe instalații de la bord, iar în unele compartimente au fost raportate incendii. În acest moment, prioritatea comandanților de nave este lupta cu focul, limitarea urmărilor și manevra navei către un sector fluvial securizat. La bordul navelor, echipele destinate luptei cu focul acționează pentru izolarea și stingerea incendiilor. Ceilalți membri ai echipajelor continuă să acționeze la posturile de luptă sau la ordin pot sprijini grupa de vitalitate pentru stingerea incendiilor. Lupta pentru vitalitatea navei constă în activitatea organizată a echipajului, în folosirea instalațiilor și echipamentelor existente la bord, pentru combaterea găurilor de apă, prevenirea și stingerea incendiilor. Succesul acestei acțiuni depinzând de modul în care echipajul cunoaște construcția navei, funcționarea mecanismelor și dispozitivelor cu care este dotată aceasta, precum și procedeile și măsurile ce se impun a fi luate prin utilizarea acestora. Deschid parada navelor militare, ambarcațiunile de asalt, aparținând plutonului de cercetare din cadrul regimentului 307 Infanterie Marină, Heraclea. Prima ambarcațiune din formație are la bord drapelul de identificare al comandamentului flotilei fluviale, Mihail Cogălnicianu, iar celelalte două, steagurile de identificare ale unităților din subordinea flotilei fluviale, divizionul 67 nave purtătoare de artilerie și divizionul 88 vedete fluviale. A treia embarcațiune are la bord steagul de identificare al regimentului 307 Infanterie Marină. Plutonul de cercetare este condus de locotenent Călin Marian, născut la data de 5 octombrie 1999 în localitatea Odobești, județul Vrancea. Este absolvent al Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu, promoția 2021. Subunitatea de cercetare are rolul de a asigura sprijinul cu informații prin procedee specifice de cercetare și luptă pe aliniamentul de contact la flancuri și în intervale, în dispozitivul trupelor proprii și în adâncimea tactică a dispozitivului inamicului. A doua navă din parada navelor militare este vedeta, este monitorul 46. Ion Brătianu, din cadrul divizionului 67 nave purtătoare de artilerie, comandor Virgil Alexandru Dragalina. Nava este comandată de locotenent Dragomir Eduard, născut la data de 6 decembrie 1994, în localitatea Horezu, județul Vâlcea. Este absolvent al Academiei Navale Mircea cel Bătrân din Constanța, promoția 2018. Hai.
doua navă din parada navelor militare este vedeta blindată 180 Rovine din cadrul divizionului 67 nave purtătoare de artilerie, comandor Virgil Alexandru Dragalina. Comandantul navei este locotenent Severin Ion, născut la data de 31 decembrie 1995, în localitatea Măcii, județul Tulcea. Este absolvent al Academiei Navale Mircea cel Bătrân din Constanța, promoția 2018. Ultima navă din parada navelor militare este vedeta fluvială 150, locotenent Constantin Beiu, care aparține divizionului 88 vedete fluviale, amiral Gheorghe Sandru, la cărei comandă se află locotenent Crivăț Robert, născut la data de 14 aprilie 1996 în Văcărei. Este absolvent al Academiei Navale Mircea cel Bătrân din Constanța, promoția 1996. Thank you.